Resetarea mondială este a doua provocare. Asta e prima provocare care o avem toți. Tehnologia asta modernă ne-a sucit mințile. Ne-a robit și ne face dependenți de ea. Nu e rău celularul, nu este rău dacă îl folosești în interes de serviciu, dacă îl folosești pentru comunicare cu alții care nu sunt aici. Dar locul și timpul îl stabilim noi unde să-l folosim. 2. Resetarea mondială. Știți în ce vremuri trăim? Sper că conștientizăm. Biblia ne spune să conștientizăm vremurile în care trăim. Să nu trăim ca și cum n-am trăit în prezentul acesta. Ignorând ceea ce se întâmplă în jurul nostru. The Great Reset se numește Marea Resetare. Știți cine este originatorul acestei mari resetări? Este Klaus Schwab liderul care a înființat această organizație în iunie 2020. De fapt, ce înseamnă Marea Resetare? Este numele celei de-a 50-a reuniuni anuale a Forumului Economic Mondial. Acest forum este format din lideri politici și de înalt nivel, convocat și de Charles, prințul de Wales, și de Forumul Economic Mondial. Și scopul acestui forum mondial, tema pe care eu o au, este reconstrucția societății și a economiei într-un mod durabil, începând de la pandemia COVID-19. În ianuarie 2021, Forumul Economic Mondial a conectat lideri globali în persoană, cât și online, în localitatea elvețiană Davos, pentru a clarifica agenda de resetare mondială. Ce cuprinde această agendă de resetare mondială? Iată câteva puncte care le au ei foarte importante. Și anume, resetare economică, reorganizarea economiei. Ați încercat, ați auzit tot mai mult că se încearcă acum o schimbare până și în mijloacele de transport. Toate mașinile cu combustibil sunt poluante. Așa că o grupare numită ecologiști fac presiuni puternice ca să se schimbe forma de transport, să nu mai fie pe consum combustibil, ci să fie pe mașini electrice. Și se încearcă din răsputeri, începând cu Tesla din Statele Unite, și con continuând aici în Europa, formarea de tot felul de posibilități și de folosirea acestor mașini electrice. Ele da, pot să fie mai economice decât cele de pe combustibil, motorină, benzină, pentru că energia electrică este mai ieftină acum. Dar ce se va întâmpla atunci? Resetarea financiară scoaterea banilor în formă lichidă și înlocuirea monedelor în formă electronică. Acum, având această tehnologie modernă despre care am vorbit, se încearcă din răsputeri și probabil că va fi foarte curând înlocuirea banilor. Nu o să mai fie cash, ci toate formele de tranzacții o să fie electronice. Am fost șocat când am mers aici la bancă, și nu are importanță numele băncii, că toate au aceeași structură organizatorică și am zis, vreau să scot cash. Nu puteți. Nu avem bani cash. Nu puteți decât la bancomat și o anumită sumă, foarte puțină, în fiecare zi. Încă în Statele Unite mai poți să scoți cash, numai dacă ai, cât vrei, nu e o problemă. Dar aici, Deja s-a început cu această modificare. Am ascultat un nigerian, un frate din Nigeria, care zice, am fost acasă la părinți, el locuiește în Statele Unite. A venit în uh, biserică în Phoenix și mi-a povestit o chestie, a spus-o în biserică, care m-a uluit. Zice, am fost în Nigeria la părinți, nu mai au nici unul cash. Toate tranzacțiile se fac în mod electronic. Ca să cumperi ceva, nu poți decât să folosești telefonul care are un app și acel app are bani electronici și cu acești bani electronici poți să cumperi. Trei zile, zice, ni s-au blocat toate conturile și n-am putut, n-am avut cash, n-am putut să ne cumpărăm nici apă, nici mâncare, n-am putut să facem nimic pentru că s-a stricat ceva la sistem. Noi n-am știut că va dura trei zile, dar lumea a intrat într-o panică și într-o frică de n-ai văzut. Zice, cât am fost și eu de slujitor, atât m-am panicat și îl rog pe Domnul să mă ierte, că zice, m-am panicat și am zis ce n-am vrut să zic, că i-am binecuvântat pe aia în ghilimele de numai numai. Se pare că aceasta încearcă Forumul Economic Mondial ca să promoveze în viitor. Dacă ar fi doar resetarea economică și financiară, ar fi cum ar fi, dar urmează și resetarea familiei tradiționale. Și acum, copiii sunt forțați să meargă la școală și să învețe următoarele lucruri. Statul spune în fermul următor: Copii nu-s ai tăi, copiii s-ai mei, zice statul. Nu-s ai tăi ai familiei Cineva din Austria mi-a povestit zilele trecute că zice, am venit în România. Și după ce m-am mutat, am stat în România cât am stat, am primit o scrisoare de la școală că nu mi-am trimis copiii la școală. Și le-am spus, pentru o vreme m-am mutat în România. Mi-a trimis o altă scrisoare și mi-a zis așa, cum ți-ai permis să muți copiii în România? Copiii nu s ai tăi, să ai noștri. Pentru că noi îți dăm alocația. Și alocația asta, zice, vine din partea statului, tu doar trebuie să-i îngrijești, să-i protejezi, dar noi îți plătim pentru ei. Copiii, vreau să vă spun, nu s-ai statului, copiii sunt ai noștri și a lui Dumnezeu. Și prin urmare, asta încearcă această ordine mondială, să reseteze familia tradițională. Să nu mai vorbim de alte forme de familie, și anume, așa după cum știți, forme de familie care sunt împotriva scripturii. Căsătoria între doi bărbați, între două femei, copilul să meargă la școală, și când ajunge la școală, încă începând de pe clasa a întâia, dacă poate chiar de la grădiniță să fie învățat că dacă el nu vrea să fie ceea ce s-a născut în mod natural, el poate să-și schimbe identitatea de gen. Adică, dacă copilul vine la tine, băiatul, și zice, mamă, eu de astăzi vreau să fiu fată, că mai mult îmi place de fata cu tare și vreau să fiu și eu fată. Tu ca tată, mamă, spui, mă, nu vorbi prostii, mă, tu ești băiat, mă. Îți trag jos pantalonii și îți arăt că ești băiat, mă, că nu ești fată. Nu, mamă, eu vreau să fiu fată. Înțelegeți? Eu vreau să fiu. Și copilul, după ce i-ai spus că el e băiat și l-ai convins că așa e normal, se duce la școală, ajunge la școală, intră în clasă și spune, doamna profesoră sau învățătoare, eu vreau să fiu fată, dar tata și mama nu mă lasă. Nu te lasă. Îl învățăm noi. Și atunci părintele va fi chemat să intre într-un program de reeducare. Ca să învețe și el că anormalul să intre în cap, că trebuie să devină normal. Vă dați seama în ce vremuri trăim? De asemenea, o altă agendă care o au, agenda, agenda LGBTQ, drepturi și libertăți are minorităților de gen. Încă în România, slavă Domnului, Pot să spun că, din punct de vedere istoric, România este o țară creștină. Și Dumnezeu să binecuvânteze România. Să păstreze România și va trebui acum toate, să zic eu, organizațiile religioase. Mai mult să ne unim, nu să ne împrăștiem. E adevărat că suntem separați în forma dogmatică. Că noi credem într-un fel, alții cred altfel. Dar în structura teologică avem același Dumnezeu, același Isus, același Duh Sfânt. Ce încearcă această ordine mondială este formarea și traducerea unei noi Biblii. O Biblie universală și formarea unei religii universale, numită Crislam, adică Hristos, Islamici și Iudei. Toți aceștia să formeze o singură religie cu o singură Biblie. Biblia, spune ei, nu-i corect tradusă și acum trebuie tradusă o altă Biblie, pentru ca să convingă masele. Frați și surori, Biblia, traducerea Cornilescu, traducerea de la București sau orice traducere creștină este luată din original. Biblia este bună așa cum este ea acum. Spune Apostolul să vină un înger din cer și să vă propovăduiască o Evanghelie, să nu-l primiți, să nu-l credeți. Cred că această Biblie este conform cu originalul și conform cu ceea ce Isus a vrut să spună. Da, există traduceri noi care schimbă topica sau cuvintele, dar asta nu știu cât ajută. Resetare educațională la nivel de învățământ. La nivel de societate, și toate acestea nu sunt decât atacuri împotriva creștinilor. Generația asta, care o vedeți aici, dacă nu vine Domnul, noi, în 100 de ani sau în 50 de ani, eu îmi doresc să mai fim. Dar poate nu o să mai fim. Însă, dacă nu vine Domnul, vor avea mari lupte. Și dacă acum, azi, nu-i fundamentăm bine în scripturi și nu predicăm o Evanghelie biblică și nu povești, ca să se fundamenteze cât mai bine, vor fi expuși și n-aș vrea să spun că unii vor cădea. Nici n-aș vrea să se întâmple. Ci Dumnezeu să îi păzească de orice cădere. Dumnezeu să ne păzească și pe noi.